Bravo, Meister. No, Opa, în Gangnam Style! Poftim? Lasă-mă în pace! Asta l-ai luat efectiv după manechin de pe undeva și l-ai pus pe tine atât. Taciul tău care? Ce, nu sunt drăguță? Beti, ești în regulă? Nu. Trebuie să chemăm ambulanța, Beatrice? Chemăm ambulanța, Beatrice? Da. Chemăm pe cineva, sunăm, repede? Păi dacă zice... Mamă, doamne! O chemăm, o chemăm. Cu publicitate! Ce-am făcut? Botezatul m-a luat la pupat. Eu am stat țeapănă. Bun găsit, doamnelor, domnilor! Este clar, au nebunit să alchimii, dar în sensul bun asta înseamnă că avem energie multă, pozitivă, special pentru dumneavoastră. Este ora 16:30, care va să zică toată suflarea României este în fața micilor ecrane, a început Bravo Istil și mai mult decât atât. Toate gospodinele vopsesc astăzi ouăle de Paște, să știți că vă văd, vă urez spor la treabă și în același timp vă invit să ne urmăriți, pentru că așa e frumos să îmbinăm utilul cu plăcutul, nu-i așa? Jurații noștri dragi, bun găsit! Bine te-am regăsit! Nu vopsesc astăzi ouăle de Paște, însă modelează și încondează, dacă vreți, extrem de frumos această competiție. Fetele sunt și ele pregătite, sunt sub formă de iepuraș de Paște, așa dacă vreți, cu fundiță, cu tot ce trebuie, toc, ținute impecabile pentru stele din partea juraților. Haideți să le vedem! Găsit, fetelor! Cred și eu că aveți emoții, atât pentru ziua de astăzi, dar mai ales pentru gala de duminică, da. Atunci când ne reîntâlnim în prima zi de Paște, imediat după Exatlon, pentru a sărbători tradițional românește, așa cum se cuvine. Ținutele sunt în lucru? Da! Hai să vedem astăzi cine îmi spune unde vă pot vota telespectatorii mai întâi. www.canalde.ro. Bravo, istil.canalde.ro. Acolo găsiți secțiunea concurente și vă puteți susține preferata. Sper din suflet că la un moment dat fetele vor învăța. Iar acum, da, puteți să-mi cântați. Hai, spune cine, cine, spune cine, cine, cine merge astăzi în atelier? Cine ar putea să se ducă astăzi? Eu. Eu. Ia ridică-te, Silvia. Ia, de ce? Anuca, e prea savuros. Stai jos. A plâns. Auzi, Iulia, stai puțin, scuză-mă că uite-te ce avem noi pe masa jurului. Ce avem noi aici? Al cui aparține? Nu știu, bună. Al cui aparține? E flagrant, pe masa noastră. Am ales, nu este al meu. Al cui este? Am crezut că este al meu, o secundă. Este al cui merge în atelier, mă gândesc. Al cui este? Telefonul nu-l recunoaște nimeni? Să-l aruncăm atunci. Al meu, sigur, sigur, nu e, eu nu vreau eu. Nu e, nu? Bine. Ia-l meu! Și de ce nu zici? Nu mi-am dat seama. Ce căuta acolo? L-am uitat. L-ai uitat? Pentru că mă fotografiam. Să fac și-o followeri.
Bine, rămâne la mine, Silvia, telefonul tău deocamdată. Băi, asta e culmea, pângeantă-ți-l lui, dar să ți-l pui pe masa juriului. Păi, pentru că nu era, îmi cer mii de scuze. Onorată ce e masa noastră? În lipsa voastră. Dacă ne întoarcem cu spatele o secundă. Am și plâns de foc, a uitat. Am și plâns. Ca în codru. Plângi. Da, revenind, Iulia. Da. Eu. Iuliana, mai ești supărată? Nu. Vrei să fii? Nu cred că o voi trimite pe Denisa. Sau... Nu. Sau da, Denisa. Eu? Oh. Ești sigură? Da. Chiar ești surpriză, sigură? Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam. Erai foarte sigură pe ziua de azi sau de ce nu te așteptai? Sau în general vrei să fii, e normal să știi sau cum? Nu, eram foarte sigură pe ținută și nu mai fost de asta. Uite, hai să liniștesc un pic, ținuta este ok, dar aș vrea ca astăzi să te duci în atelier și să faci o ținută potrivită pentru un reporter care merge la orice Fashion Week îți alegi tu. Păi poate să mergă și așa. Las-o. Am plecat la Fashion Week. Nu poți să păstrezi decât încălțările. Un reporter, ador ok. Ador pulovărașul. Mulțumesc. Încălțările. Da. Te-ai luminat, te-ai lucidat? Așa, așa, așa. 3, 2, 1, Fuguța în atelier, Denisa. Mari Boghi, vă pup cu mare drag și astăzi. Ce faceți? Bună, ne pregătim să mergem și noi la Fashion Week. Ia uzi, o însoțiți pe Denisa? Da. Da. Oh, nu știu dacă vă ia. Eu v-aș lua cu mine și acasă v-aș duce. Dar ea nu știu dacă ziua, o să vă ia. Bună ziua, încercăm să ne ieșim. Cum este atmosfera aici, foarte doamna Mari? Foarte plăcută, te așteptam cu mare drag. Mă așteptați? Da. Eu nu mă așteptam să vin. Ți-am zis de ieri domnule, să vii pe la noi. Nici eu nu mă așteptam. Nici nu te așteptai. Trebuie să facem o ținută pentru Fashion Week. Dar nu știu, eu merg numai la Met Gala și la Fashion Week. Deci nu pot să merg și undeva mai aproape, Iulia. Denisa, iartă-mă că te întrerup. Destul de banal acest început, adică nu cred că ar rămâne nimeni să urmărească în continuare ce se întâmplă pe mine, acolo. Pe mine, nici nu prea e scopul meu, Ilinca, să știi că nu-mi place interviul, asta. Interviul în sine, Denisa, pe care l-ai început. A, fost așa, păi începem ușor, pe ce vrei să... Păi nu ușor, pe trebuie să începem forță, să șochezi, Denisa. Bună ziua, ce faceți, dragilor? Vai, ce, vai, dar ce... Și acum leșină, și acum leșină. Au, vai! Gata, domnule. Asta e perfect. Asta e televiziunea. Cu siguranță așa vei fi remarcată, te vei descurca deocamdată. Eu vă mulțumesc și vă urez chiar la treabă. O să zică toți oamenii, doamne, ce nebună. Nu cred. Cred că toată lumea înțelege că glumim aici. Hai să vedem cine dă astăzi startul defilării. Eu dau startul defilărilor, evident. Cine vine prima la defilare, în schimb, vine chiar Marisa. Haide, draga mea. Bun găsit, Marisa! Bine te-am găsit, Ilinca! Te apropia prea mult! De ce, Ilinca? Ca ce? Să te vezi frumos la televizor. Ți-e frică acolo de mine? Nu, acolo e lumina perfectă. Pe steluță. Perfect. Unde merge astăzi? Astăzi, Ilinca, după ce am fost la ziua Emilianei, cu toate fetele, mai țineți minte că Iuliana a avut așa pălărie. Da. Și a spus că pleacă în vacanță cu Emiliana, nu știu ce. De fapt, ea nu a plecat în vacanță cu Emiliana. Ea a fost invitată la petrecerea Emilianei și pentru că nu, Emiliana nu a vrut să o primească, a spus că dacă intre cu acea pălărie, o să-i ocupe 5 invitați. Și ai luat-o tu? Și atunci... Nu, pălăria. Nu, Marisa. Doamne sfinte, nu mai pun mâna pe pălării. Așa. Nu. Și apoi, ea a fost dat afară de la petrecere și acum, pentru că mie mi-a părut foarte rău de Emiliana că a fost dat afară, vreau să merg cu ea undeva. Unde? O să dezvolui la sfârșitul emisiunii, Elinca. Da, sigur am până acum, atunci. Da, auzi, da, exact. Care e legătura? Nu vă legătura. Că mă plim. Iuliana avea acea pălărie. Avea și acea care pălărie, e legătura cu povestea? Ea pleacă cu Emiliana. Nu, Moris, n-ai fost atent, Moris. Și ne spune că Iuliana avea o pălărie. Nu ai fost atent, ea a venit la ziua Emilianei și n-a fost lăsată să intre la ziua Emilianei pentru că ocupa că 5 invitați. Iar Emiliana voia să primească 5 cadouri, nu doar unul. I-au convenit mai mult 5 decât unul. Denisa, draga mea, ce faci tu acolo? Mi-era dor de tine. Ți-era dor de mine? Salopetă largă. Denisa? Mie? Denisa, tu. Cu tine vreau să vorbesc. Păi n-am zis nimic, ziceam că nu prea aveam chef să vin astăzi în atelier. Nu aveai chef, dar de ce? Păi nu știu, aveam așa o ținută, o stare, o...
Și plus că m-a luat pe nepregătite tema, dar mă adaptez. Atât. Acesta este tot farmecul. Să știm să ne adaptăm. Da, normal. Spuneai că Marisa a fost deranjată atunci când i-ai amintit că Silvia i-a sugerat să intre de sculță în emisiune. Dar n-a plâns nimeni. Așa. Da, ai auzit-o pe Oti, n-a plâns nimeni. Mamă, că tu m-ai ținut, iar eu în sezonul 2 eram lângă ele când Silvia a zis inclusiv intră de sculță și nu inclusiv, ai doar atât. Inclusiv intră de sculță și tot ce se facă. Iar ea spunea, tu mi-ai copilat ținuta. Denisa mi-a zis să intru fără pantofi și apropo, by the way, fix asta mi s-a depunctat în ținută. Mi-a spus că le-ar fi plăcut să vin cu pantofi. Poți să re-emisiunea să te uiți. În rest, ținuta a fost făcută de mine și ideea a fost făcută de mine, totul. Păi da, asta a zis și ea. Cine ești tu să contrazice aici? Asta cu apă și mi-a zis-o, dar am zis și deși ea. Am putat că lucra aia în sezonă, am fost în parc, Nu am purtat peruca. Nu spune asta. Nu, a fost în emisiune, tot spunea ieri că ai copiat ținuta, ai copiat ținuta, iar eu în sezonul 2 chiar da, am fost acolo. Deci mă refeream că s-a inspirat. Te rog să mă las să vorbesc. Okay, în sezonul 2 chiar eram în spate când îți zicea, mergi de sculță, spui povestea asta, spuneai tu că e somnambulă, ceva de genul ăsta, știu clar cum era îmbrăcată și știu ce s-a întâmplat. Și nu poți să... Vorbește mai tare, Denisa, pentru că nu te auzim. Știu clar, eram în spate, în sezonul 2, când știu clar și cum era Marisa îmbrăcată și ce a zis Silvia. A zis să intre de sculță și a zis inclusiv povestea și cred că ea și nu mi-a zis sugerat. Povestea. Ba da, a zis că e somnambulă, avea o poveste cu somnambulă. Nu e adevărat, nu mi-a spus povestea, mi-a spus doar să intru de sculță. Ba da, Marisa. Și... problema mea în culise nu a fost că ai zis asta. Problema mea a fost că ai spus i-a spus inclusiv să pună pantofii, ca și cum mi-ai fi spus și alte lucruri. Păi ți-am mai zis, de multe ori alte zicea, de multe ori zicea. De multe ori, lasă de multe ori, vorbeam de acea emisiune strict. Că în acea emisiune mi-a zis clar să vin cu să scot papucii sau pantofii ce aveam. Recunoști că ți-am mai zis, nu? Și jurații fix asta au depunctat, faptul că nu aveam încălțări. Despre ce vorbim? Adică a încercat să mă pună într-o lumină proastă și nu i-a ieșit. Nu, și pentru faptul că eu evit fix în ultima asta, perioadă, chiar nu plăcut, tinut, acum încearcă să se lege de mine. Lasă-mă că nu așa-ți faci susținători. Poftim? Lasă-mă în pace. Se pare că aș avea nevoie, crezi că da, dacă fac asta, susținătorii tăi sincer, se vor muta? Mi se pare că ai nevoie. Chiar da, nu am nevoie. Nu e problema mea până la urmă. Nu e scopul meu ăsta. În caz că nu ai urmărit sezonul 2, chiar am susținători. Și chiar am văzut topul, spre deosebire de altele care râd acum, pe că le aud. Eu am văzut topul și sezonul acesta. Deci ce zice acolo Elinca că nu aud? Că nu te-ai nimeni aici, Denisa, nici măcar nu te ascultam. Deci nu te aude nimeni. Și ea iurea că vorbesc singură. Vorbește puțin mai tare ca să poți să-ți răspund. Chiar nu râdea nimeni, dar nimeni. În atelier vorbesc. Asta e problema ta dacă nu mă auzi, că problema la spune. Am zis că despre deosebire de altele care râd în acest moment, eu am fost în top. Ele nu vor fi niciodată. Și da, chiar te ajută înainte. Și am nu am nevoie de vorbești de mine tăi. Acum sau de Larisa, că eu sunt în top de ceva săptămâni, de când a început competiția aproape. Da, te prinzi mai greu, de Larisa, că nu e momentul ei, e momentul meu acum. Te prinzi mai greu. Știi, prinzi greu și uiți repede tu. Te-ai nașpa chiar să refer că ai fost 14. Ea nu, Crie se referă că a fost 14 gale la rând în celălalt sezon, prima, dar a trecut acel sezon. Nu, am zis că spre deosebire de altele care râd în timp ce tu vorbeai, eu am fost în top, ele nu au fost. Ai trebuit la Larisa, nu e cazul, nu de era momentul ei. Da, problema mea că... Hai, gata, vreau să fac ceva. Te rog, chiar baftă. Elinca, dar cine râdea aici? Că e amuzant că da, mă rog, nu asta e important. Denisa, am înțeles că ești plină de idei și că ai habar despre ceea ce trebuie să faci acolo, nu? Da. Asta e bine, mă bucur că ești creativă. Spor. Mulțumesc. Spor la treabă, îți doresc și eu. Hai să vorbim și despre ținuta Marisei. Silvia? Băi, cred că este pentru prima dată, pe cuvânt acum, dar fără niciun fel de glumă, când îmi place de Marisa. Pe cuvânt. Eu nu știu ce să zic acum. Bucureaua aia acolo cu ciocatele aia mi se pare super. Păi asta e tot catch-ul ținut. Îmi place cum arăți. Dar culoarea îmi place și cum porți așa. Place. Și e și drăguță foarte la față. Eu acum nu-mi dau seama dacă tu glumești sau ești sinceră. Vezi, asta nu-mi place la voi, Elinca. Da, vezi cred că e sinceră, și asta Elinca. Și place și acum chiar nu. Nici mie nu-mi plac multe lucruri, dar nu stau să le enumer. Eu cred că astăzi e una dintre zilele în care Silvia nu minte. Nu, dar chiar nu minte niciodată, doar că acum chiar îmi place cum arată. Deci chiar îți place. Da, mulțumesc. Mulțumesc și eu. Ascultăm părerea juraților despre ținută. Marisa, te rog.
Marisa. V-a plăcut melodia? Bună. Da, nu prea am ascultat atent, dar ne-a plăcut. Da. Nu mă interesează foarte tare melodia acum, mă interesează outfitul tău. Parcă, da, cureaua aceea din lac, frumoasă, că e mare, că ai făcut o fundă, dar prea asociată cu atât de multe ștrăsulețe, pietricele, cred că e too much. Îmi place că ai pus-o la ciocată, dar rochia e prea încărcată cu această curea. Vrei să vezi cum arată și fără? Nu, aș vrea să păstrez cureaua. Mă deranjează că ai prea multă informație de asta, de pietricele pe rochie. Parcă mi-ar fi plăcut la o rochie simplă, de genul ăsta. Dar fă-mi o poză așa ca să mă convin. E, nu, e prea exagerată. Hai că am înțeles. Nu. Așa, e prea exagerat? Prea exagerată poza asta, că nu poți să stai așa. Stai așa, așa pot să stau. Așa, păi. E altceva, prezinți altfel. Și îmi place lucrul acesta, Oleplec. Fii atent, în momentul în care ai adoptat poziția asta așa nonșalantă, altfel pui în evidență ținuta, pentru că ciocatele în sine dau o nonșalanță rochei acestea prețioase. Fii dragă așa, mă. De asta le-am și pus, m-am gândit prima oară să pun sandală fină, Moris. Problema cu rochia, care îți vine foarte bine, cureaua e foarte frumoasă, ciocatele sunt foarte chincă și ele și îmi place asocierea. Look-ul de azi îmi place foarte mult. Rămâne această mică problemă sesizată deja acestor strasuri, care sunt minuscule, sunt prea mici în raport cu această curea care este foarte prezentă și cu ciocatele, care sunt și ele un statement în combinație. Eu aș fi pus pe această rochie cristale albe sau, din contră, colorate, amestecate între ele, foarte mari. Mai mari. Și aș fi marcat umerii un pic mai... mai mult. Da, mai mult. Dar... să spunem că e un detaliu, ăsta e un look care îți vine foarte, foarte bine ca să susții pietrele astea mici pe viitor, dacă vrei să mai porți ținuta, peste negrul de la ochi, fă-n așa fel încât să-ți faci o chestie foarte glittery, foarte, foarte glittery. Să știi că m-am tot venit cu glitter și ieri am dar glitter, foarte, dar să n-am nu, mai pus. Foarte, am ca înțeles, o peliculă, am ca înțeles. O... Da, e un look foarte reușit, Marisa. Mulțumesc! Calificative! Să începem ziua așa de bine? Da. Bravo, ai stil! Mulțumesc! Bine, bine începe ziua, Regino. Bravo, ai stil, Marisa. Mulțumesc. Ziceți voi? Nu știu. Nu ne pronunțăm. Sper să începem bine, Cătălin. Prea multe pietricele, ți-am zis. Eu sunt adeptul lor. Chiar sunt, da. Da. Și nu poți să faci abstracție de ele, având în vedere că ținuta este bună? Sau să te gândești că sunt mai multe? Sau să te gândești că sunt mai multe sau mai mari sau mai colorate? Mai mari. Imaginează, mai mari, Cătălin. M-a spus Moris, da. Hai imaginează-ți. Fac, imaginez. Da, ia, la, nu, stai puțin. La mine nu faci abstracție. Și-ai imaginat că mi-ai pantalon, Silvia. Stai să te văd. Dar cu ce aparat ai proces astăzi în platou, Cătălin? Hai că nu sunt chiar așa, merge. Hai. Mamă. Până în cel mai mic detaliu sunteți privite astăzi. Fetelor, mulțumesc și eu, Marisa. Mulțumesc. Denisa susținea că e creativă astăzi. Ia să o vedem la muncă. Să vedem o schiță, să vedem un material, să vedem ceva. Nu, este atât de larg. Cum? Bună, Ilinca. Bună. Am făcut ceva, gata, m-am gândit, am ales și materiale și modelul. Păi și atunci cum ai făcut ceva? Ai făcut mult deja. Da. Am făcut o salopetă. Nu e bine. Adică? Nu, n-am apucat să văd încă, stai. Nu e bine, nici poftim, Iulia. Nu e bine. Desenul nu-ți dai seama din desen. Pentru că este... La care dintre ținute ne uităm? Desenate, la aceea, da? X. La care? Bine. Aceasta este o salopetă și pe deasupra o să aibă ceva, o fustă. Nu este bine. Sunt reporter, Iulia. Da, tocmai, pentru că ești reporter, Denisa. Păi e ceva simplu, Iulia. Păi, nu e ceva glam sau ceva, e ceva de zi cool. Zici cu acea rochiță pe deasupra? Nu e rochie de prințesă sau ceva. O să așa ceva, arată. O să fie ceva plisat, o nu-mi place, trebuie să schimb. Pornește de la a interpreta un costum masculin. Iarăși, dar fă altceva din el. Și ai grijă să poți vorbi la un microfon, să-ți vezi interlocutorul și să nu ocupi 5 scaune. Te l-ai luat efectiv după manechin de pe undeva și l-ai pus pe tine atât. Taciul tău care... Nu sunt drăguță. Betty, ești în regulă? Nu. Vrei să chemăm ambulanța, Beatrice? Chemăm ambulanța, Beatrice? Da. Chemăm pe cineva, sunăm, repede? Da. Păi dacă zice, mamă, să o chemăm, o chemăm. Hai.
nu așa. Nu-mi place volumul acela jos, n-are nicio legătură. Nu e volum, eu nu știu cât desenezi, nu o să fie așa, nu o să stea așa. A zis că n-are volum, a zis că o să vină în jos, ceva pe deasupra. Este o suprapunere peste un pantalon, da. Și că nu va avea volum, nu? Nu, de fapt, deloc. Aveți dreptate, mai bine ne distrăm când termină tema. Da. Mai bine. Păi nu vrem să ne distrăm, că de ce? Că poate ba, eu vreau să mă distrez. Da, noi vrem să îi dăm steluțe sau să păi sau dacă noi dăm să să nu îi dăm pe că n-a făcut bine, nu. Sincer, sincer să fiu, Cătălin, eu în momentul acesta consider că toate concurentele care sunt în acest moment în platou trebuie să fie capabile să interpreteze orice fel de temă. Păi da, păi dar da, Cătălin da, se duce în atelier și le ajută. Mă voi duce și eu, Raluca. Mă voi duce și eu, Raluca. Stai liniște, nu trebuie să le ajutăm să scoată un produs. Păi vin acum, Iulia, să nu încep greșit. Nu, Iulia, că nu trebuie să încurcăm concurenta sau a, că ne mai distrăm acolo în atelier și asta e așa. Eu personal nu. Mă voi duce la ea și o voi ajuta foarte puțin, dar nu o bine. Face excepții foarte mari cu niciuna. Okay. Bine, deci până la urmă ce trebuie să facă acum. Denisa? Salopetă e în regulă? Acceptăm? Poate să pornească de la o salopetă dacă dorește. Este ultima concesie pe care o fac. Da, dar să vină acum dacă vine, să nu pornesc pe o pistă greșită. A, da, spui tu când să vin. Ok, alege materialul și vin. L-am ales. Ia, arată-l. Acesta și în combinație cu acela nu am alte variante. Și cromatic nu ar arăta bine altceva. În combinație cu ce? Cu acesta. Ok. Da, de acord, Iulia? Da, după următoarea concurentă voi veni la tine. Ok, te bine. Aștept, Iulia. Nu aș vrea să ratez ceva interesant. Te aștept să vii, să te întorci la mine. Eu zic să ai grijă că știi ce ți se poate întâmpla. Baftă multă în continuare, vă doresc. Iar noi mergem mai departe cu următoarea concurentă, Larisa, de exemplu. Hai! Bun găsit, Larisa. Închide ochii. Oh, închide. Oh, da, ce machiaj. De ce, nu-ți place? Nu. Serios? Și eu tocmai pe acela-l remarcasem. Nu-mi place, dar nu o să plâng, dar nu-mi place. Nu o să plângi? Ia, stai să te botezi atent. Dar nu-mi place. Mie place. Botezatul, te privește atent. Da. Ne place. S-am văzut, dragă, gata. S-a văzut. Unde mergi? Astăzi sunt mămică de 4 copii. Atât îmi doresc eu să am. Și Doamne ajută. Bine, Doamne ajută. Trei joacă basket. Și arăt așa după 4 copii. Doamne ajută. Da, da. Asta în primul rând. Și trei joacă basket și merg la meciul lor. De basket. Sunt o mamă cool, da. Și ești aici în România? Nu. A, da, unde ești? New York, Los Angeles, LA. America, oricum. LA, America LA, mă cheamă. Bine. LA. Hai să vedem ce spun fetele. Beatriz? Îmi plac foarte tare botinele. Și cred că de data asta le-ai integrat mai bine decât data trecută. Evident că n-ai cum să dai foarte mult greș cromatic cu alb, negru și roșu. Și mie îmi place mixul acesta. Într-adevăr, glitterul de pe ochi, iară nu-l găsesc potrivit, dar cumva îmi place că dai o notă de glam cu el. Ești drăguță, îți vine bine, pari și mai înaltă. Însă cred nu că... mai spune că sunt drăguță, te rog. E, hai să vedem ce au de spus jurații despre ținută în fața lor, te rog, Larisa. Larisa, ai stat 7 ore la pieptănătura asta. Ai te chinuit ceva? Nu, am stat vreo 30 de minute. Larisa, te rog... Te implor, pentru ca să treci pe sub radarul meu și pe sub binoclu pe care l-are Cătălin. Scoate cercei că n-au nicio legătură. Ce? Ei în sine ar fi frumoși în viața lor de cercei. Dar poartă în altă combinație vestimentară. Nu merg deloc, da deloc. Mie chiar îmi plăceau. Niște și sârme băgate în urechi. Pune-i la altă ținută, nu se potrivesc cu ținuta asta. Uite, nu vor să iasă. Știu, s-au lipit de tine. Măi, altfel ținuta pentru povestea cu... Bă, LA Lakers, Doamne, să avem copii jucând în LA, la LA Lakers, așa mi-aș dori. Și eu. Da. Altfel, ținuta este o ținută bună. Măi, un strist are destul de reușit. N-am mari comentarii de făcut, Larisa, nu ai greșeli fatale, nu ești vreo lumină, dar nici n-ai greșit-o, grav.
Îmi place că tot acum v-ați prins de șmecheria cu borseta pusă aici așa. E o ținută care mie îmi place foarte mult. Se va supăra Raluca pe mine, glumesc, nu se va supăra. Dar mie îmi place mult mai mult cu cercei ținută decât fără cercei. Atunci pune-i înapoi, Larisa, pune-i înapoi. Da, e o ținută foarte reușită. De la borsetă până la accesorizare, de la botine până la parca, cu afiura, mie mi se pare că ține foarte bine. Ochelarii sunt foarte bine aleși. Și da, este foarte în filmul acela ținută. Mie îmi place foarte mult. Mulțumesc din suflet. Lasă un cercel așa și nu așa vezi ce și cătării. Așa să-mi zică Cătă. Da, eu ți-am spus de cercei, sunt ca niște sârme din astea ieftine puse în urechi. La jurizarea lui Cătării atunci de jos. Deci, la Moris pune... Ia cercelul, pune cercelul, exact. Dă cercelul, pune cercelul. Ochelarii îți plac? Da. Ochelarii i-am mai văzut, nu sunt cine știe. Ce într-adevăr, la un astfel de pantalon, botina este perfectă, dar eu nu iubesc pantalonii ăștia cu turul, zici că ai făcut în ei. Nu iubesc degeaba. Cătă! Da, nu, Cătă, eu sunt jurat, mă cheamă Botezatul sau Cătălin. Domnul Cătălin Botezatul. Am glumit, dragă, poți să-mi spui cum vrei. Nu-mi place. Cătă! 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 Hâț! Cum să calificative! N-am supărat. Lari! Nice. Cătă! Acum începe să plângi tu, Lari, asta spun. Așa. Bravo, stil Lari cu Y, că ești cu aia acolo în America. Am steaua mea la hoi. Așa. Bravo, stil. Mulțumesc. Mulțumesc, Larisa. E, plângești. Da, cred că mă voi duce să o ajut pe Denisa totuși. Denisa, da, 6 Denisa. Vine 6, poliția. Ea și-a dorit, ea chemată. Drept urmare, ea să fie cea care își asumă. Așa, așa. Sunt de plastic, Denisa, lasă-le jos. Nu le aduc clătite. Așa. Așa cum vor, las clar. E naturală. Ia, da, bravo. Nu vreau să știu ce o să iasă. Nici o aștepți cu cadouri, crezi că o îmbunezi? Bună, Iulia, e naturală. Vai, mulțumesc. Cum este? Naturală. Naturală, zici? Hai să dăm drumul. Nu! Nu? Doamne, Iulia. Bine, hai să vedem. Ce mai faci, Iulia? Stai foarte bine tu. Bine, uite ce vreau să fac, Iulia. Ia să vedem, ce vrei să faci, Denisa? Vreau să fac o salopetă. Pantalonul să vină mai larg. Mai larg, așa. În talie să fie foarte strâmtă. Vreau să imit un fel de top în față, dar o să fie cu salopete, ceva mulat, cu bretele. Așa. Nu vreau să fac foarte mult în evidență pentru că sunt reporter. Nu vei să faci crinolină aici sau ceva, sper. Nu, o să fac cu fustă de pliu, cu pliuri, plisată. Plisată. Gen mai, kilt. Mai faci ceva pe desubt. Gen kilt? Da. Cum ai zis? Kilt? Așa ai zis? Da, da, kilt. Așa, bravo. Ai zis bine. Bine. Ai zis bine doar că oarecum ca pesătură, nu ca formă. Da, bun. Și vreau să mai faci o piesă pe dedesubt. O ce? O piesă pe dedesubt. Pe dedesubtul salopetei în partea de sus? Da. Cum ar fi? Uite, fii atentă. Poți să faci doar un guler foarte înalt aici. Da. Da? Da. Și atât. Sau poți să faci o cămașă. Cămașă? Eu? Mm-hmm. Păi, dar nu am din ce, sincer. Ei, atunci poți să faci doar acest guler, ți-am spus deja. Hai, pa. Îți mulțumesc, Iulia. Scoica, Iulia. Nu aș să fac cu ea, este urâtă. Cadou nu se refuză. Ia-l, iau. Nu încerca să mituiești juriul. Era de aici, nu era de acasă. Ce comentează Raluca pe aici? Ia că am auzit ceva. Nimeni nimic, Iulia, stai liniștită. Suntem în deplină liniște și așteptare. Bine în că mi-ai dat să facă și un palton, că avea, putea să facă în serie totul. Lasă-o, dragă, să facă. Iulia, ce frumoasă e. Vai, mulțumesc. Cine a zis? Tu? Eu. O să-ți iau o stea la sfârșit, mulțumesc. Da. Complimente. Asta văd că așteaptă astăzi toată lumea. Complimente. Da, nu înțeleg de ce. Dar mă rog, aflăm noi pe parcurs. Eu vă complimentez dacă vreți pe voi. Sunteți cei mai fideli, sunteți cei mai stilați și sunteți cei mai apreciați urmăritori, telespectatori, privitori care există în România. Pentru asta vă mulțumim. Pentru asta fetele își doresc să le votați pe bravoistil.canalde.ro. Acolo găsiți secțiunea concurente. Mergem mai departe și o invităm la defilare pe Otilia.
pot, Bilia, dar ce gătită ești astăzi. Unde te duci? Pentru că stava rompiendo la discoteca. Pentru că pentru că am organizat o petrecere. Așa. Și eu mă duc să iau pe Marisa de la partiul acela care s-a dus cu Iuli. Așa. Pentru că Iuliana s-a așezat la casa ei, a plecat, a lăsat o baltă. Gata, iubitul a luat-o? Da. A luat-o? Da. Bine, las că-mi povestește ea când vine. Eu mă duc pe Marisa și mergem la petrecerea organizată de mine. Da, fetelor, da. Cumva nu putem depăși poveștile de dinaintea poveștilor? Elinca, noi o ținem, adică pe ea e o continuitate, Elinca. Asta zic. Elinca, de când cu Bravo ai stil și dacă nu mai avem timp să mergem la petreceri, să ieșim, măcar vă imaginați. Dăracile de voi, nepetrecute. Da, doar că vedeți voi, ne cam plictisim de aceeași poveste, în continuarea poveștii, adică ușor mai creative. Elinca, stai liniștită că vom taxa noi asta și asta cu steluțe, povestea. Gata, m-am liniștit, mulțumesc, Cătălin. E, până vă lovi. Nu o să mai avem steluțe deloc, așa. Păi asta Iuliana? E. Îmi place ținuta, cromatic arată foarte bine, ai mai purtat ceva asemănător, sandalele sunt frumoase, piesele în sine sunt frumoase, nu-mi place că nu ai o geantă. Am acest accesoriu stylish care este cu ananas și cu fructul pasiunii și este foarte, foarte bun și eu spun că este cel mai stylish. Și stylish te și asortezi, Oti. Ascultăm părerea juraților despre ținuta întreagă, Otilia, în fața lor. Una. Bună. Nu e nimic bună, greșit într-o manieră fatală, cu excepția cerceilor. Mie nu mi se pare că se potrivește cerceiște aici, dar mi se pare mult prea puțin. Sincer, chiar e mult prea puțin, Otilia. Trebuia să duci ținuta pentru că are așa un vibe retro. Trebuia să o duci într-un film șaptezecist, să intuiești pălăria potrivită, ochelarii potriviți, o poșetă potrivită, ar fi mers chiar și un coș în ținuta asta. E mult prea puțin, deși îți vine bine rochia, cromatica este armonioasă, e mult prea puțin. Lași că mâine vine cu coșul. Păi să vină, dacă e integrat cum trebuie, poate veni și cu un coș. Te-ai spus de coș, mâine vine cu coșul. Să știi că aceeași remarcă aș fi vrut să fac și eu, pentru că nu e nimic rău. M-am uitat la tine să-ți caut, nu e nimic rău, dar e nu puțin, extrem de puțin. Nu știu, sunteți mult prea simple uneori, ești frumoasă așa. La fel, cerceia asta au zis că și-au zborul de pe urechile tale. Era la valieră. Da, mă rog, ești drăguță, ești haioasă, dar... Bă, dar vină cu un touch, pentru că astea l-ai luat efectiv după manechin de pe undeva și l-ai pus pe tine, atât touch-ul tău care. A sortat sandalele potrivite, stați o secundă, stați că nu înțeleg nedumerirea concurentei. Ai cumpărat sau nu toate piesele din același magazin? Evident că doar le-am luat din două magazine. Stați. Da? Doar compleul și sandalele. Păi, și altceva ce porți? Mai e. Altceva ce porți? Nu, altceva nu. Ah. Deci ai luat toată ținuta din același magazin. Ochelarii și cercei, da, ceva ce port nu înțeleg că nu se vorbește. Nu, Oti, știi care e problema? Altceva din ce port? Ochelarii, cercei nu sunt buni și nici ochelari. Oti, da, mi s-a părut mie sau mai devreme ți-ai dat ochii peste cap așa? Că nu ți-a plăcut una din remarcile noastre? Nu, n-am făcut asta. N-ai făcut asta? Nu. Ești sigură? Doar că nu am înțeles ce a spus Iulia. O să... Păi te-a întrebat unde ți-ai cumpărat piesele. Voi încerca pe viitor adică să... Adică nu de unde ca loc. Să fiu puțin... Să vorbesc puțin mai tare și mai rar. Mi se mai întâmplă. Așa, Regina? Mi-e greu să-i spun că n-are stil, pentru că îi vine foarte bine această ținută și ales sandalele potrivite, arată foarte bine, în afară de faptul că cerceii sunt așa cum a spus Cătălin, cum a spus și Boris, cerceii sunt nepotriviți. Într-adevăr, este puțin. Adică este un minim de efort să iei un top cu o fustă asortată și să alegi niște sandale potrivite. Dar îți vine foarte bine ținuta, îți vine foarte bine. Calificative? Mulțumesc! Brava, Siloti, dar hai cu styling-ul. Uite cum face Milinca, ca să nu mai este discuție apropo de treaba asta cu styling, ne-styling. Eu știu că v-am spus în repetate rânduri că a face styling nu înseamnă a pune pe voi 7000 de piese tip pom și a pleca pe stradă. Da.
Dar pentru a departaja totuși, pentru că în momentul în care tu alegi trenciul potrivit, blazerul potrivit, jacheta potrivită, orice, da? Atunci demonstrezi cumva că da, știi să integrezi corect niște produse într-o ținută. Și e valabil și pentru tine și pentru colegele tale. Săptămâna viitoare, pe tot parcursul săptămânii, veți fi obligate să includeți în ținute cel puțin 3 piese vestimentare. Azi n-ai stil, îți stă foarte bine, cromatica perfectă, dar nu ai stil. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Sunt foarte supărat acum, doar o să-mi treacă mie. Mă rog. Mergem mai departe și aș vrea să o invit... Loc, întotdeauna. A zis și în pauză. Hai că mi-a mai trecut puțin, acum recunosc. Mă simt mai bine, da, am zâmbetul pe buze. Sper că și Iuliana are zâmbetul pe buze, nu? Sau, da? Hello, da? Hai, devino la defilare. Bună, Ilinca! Bun găsit, Iuliana! Ce faci astăzi? Astăzi poți să-mi spui doamna profesoară. Opa! A, zici? Da! Bine, doamna profesoară! Dar ce predai rățușcă, mică? Prelucrarea metalelor prețioase, Moris. Și unde predai? La facultate. La școala Care Marisiană, facultate? Ilinca! Bă, Marisiană, am vorbit cu tine. Care facultate? De metalurgie. De? Metalurgie. Mamă. Da, e cu materiale mai grele acolo, nu neapărat prețioase, da. E regulă, trece pe sub radar, nu? Să nu trece mai încurcăm concurenta, că n-are sens. Plus că are o poveste fără petrecere. Da, Doamne ajută, bine că nu mi-ai spus că te duci și tu cu Marisa la petrecere. Ia spune-mi, de ce ai plecat de la machiaj astăzi? Pentru că m-a dat Silvia la o parte. Cum adică te-a dat la o parte? M-a dat la o parte. Era rândul ei? Nu, era rândul meu. Mă pusesem pe scaun. Începusem să mă demachez. Și? Ai dat-o la o parte, Silvia? Da. De ce? Pentru că sunt rea. De jos, mașele, pe care nu zic că sunt prima, nu mă interesează. Când? Am zis că sunt prima la Nico, s-a primarit la locul meu. Nu știe că i-am spus. Păi dar ei nu, dar ei zis. Cine a venit un cuvinte? Păi, Iana, știi care e toată de machiaje tot? Noi le facem doar machiaje de mâine. Uite, ea sunt de machiaje tot acum. Tu le faci machiaje de când a început competiția. Eu nu le fac, eu le fac. Tu dai jos atunci, dacă ești obraz, când dai jos acum. Oare te dai? Oare te dai? Pentru că eu vin să vă le fac. Nu ca ei ne mă Ai alergat, Marisa, efectiv. Păi da, am zis prima. Am zis să mă facem cu fetele. M-ați auzit fetele. Nu mă interesează, eu am venit. Nu știu. Adică sunt fete ca Otilia care nu se machează niciodată la... Sunt fete ca Otilia care nu se machează niciodată la niciun make-up party. Și ce ai dat să mă machez singură la Risa? Păi nu, chestia mea, unele sunt primele. Adică doar nu mă cer cu nimeni, dar chiar întotdeauna unele sunt primele și primele și e imposibil. Eu cel puțin mereu sunt ultima pe scaun pentru că mereu intru ultima. Întotdeauna se bagă 7 fete înaintea mea. Dar nu este problema mea, eu sunt aici prima dimineața, în fiecare dimineață sunt prima. Și mi se pare normal, nu mă machiaj se pare urât, pentru că de obicei e foarte mult buzi și joci un teatru, la fac când e vorba despre. Uite, da, mă, pe asta ești, asta e de vorba, asta ești tu. Asta faci tu. Nu mă interesează. Păi, văd, așa ești de obicei tu, păi, chiar vezi să vezi. Asta sunt. Păi, asta se vede, da, se vede, bine că se vede acum. Avem un moment în care se vede adevărul. Se vede adevărul, da. Bine, bravo. Asta ce sunt eu bătaia voastră de joc? Asta ce sunt eu bătaia. De fiecare dată, în fiecare zi, Iuliana este prima la machiajar, în fiecare zi. Eu n-am nicio problemă cu Iuliana, chiar niciun fel de problemă, dar nu este posibil ca în fiecare zi să fii prima la machiaj tu și să te anunți mereu prima. Mai are, mai numerește puncte tu și cu el. Dar voi n-ați observat că dacă nu plânge la cartea de emisiune? Eu nu mă simt. Beti, ești în regulă? Ah. Trebuie să chemăm ambulanța, Beatrice? Chemăm ambulanța, Beatrice? Da. Chemăm pe cineva, sunăm, repede? Păi dacă zice, mamă, să o chemăm, o chemăm. Domnul Jura Cătălin, știi că în viață cu ce plătești, cu aia ți se plătește, nu? Ce nume? Că în viață cu ce plătești, cu aia ți se plătește, știi, nu? Bravo, Bravo. 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 Bravo.
Ilica, deci mi se pare că tratăm anumite probleme cu seriozitate cu care ar trebui să tratăm problemele de fizică, metafizică și așa mai departe. Nu, da, doar că vezi, cred că Iuliana a fost extrem serioasă, de supărată. Ai fost tu, Silvia. Îmi pare rău că m-am pus la machiaj înaintea ta, îmi pare rău că ți-ai pierdut timpul pe aici pe holuri. Îți accept scuzele. Da, mulțumesc, scuzele. Apreciez. I-am acceptat scuzele pentru că atunci nu mi le-a oferit. Dar ce s-a întâmplat? Sau de ce ai ales să faci așa? De ce am ales? De ce a cedat? Ai provocat-o? Ai testat-o într-un fel? Da, să fiu sinceră, da. A. Măi, Silvia, dar ce teste faci tu pe aici? Altă ocupație nu ai? Nu, sunt testograf. Am înțeles. Dermatograf, testograf. De asta mi-am și... Da, ideea este că eu mă pusesem la machiaj și Silvia efectiv nu a lăsat-o pe doamna care ne machiază să mă machiază. O țineam de mâini, am luat mâinile Iuliei de la machiaj, da, te-ai pus în fața noastră, te-ai pus în fața oglinzii și efectiv asta ai spus. Nu te las să te machiezi. Pentru că... Nu, m-am pus cu spatele la ea în oglindă. Nu, m-am pus cu spatele la tine în oglindă și am zis să nu te las să te uiți în oglindă. De ce? Să nu se vadă că e prea frumoasă, de ce? Să mă văd și eu puțin câteodată, n-am voie să mai mă uiți în oglindă. Ce, nu sunt drăguță? Da, ideea e că eu începusem deja să mă demachez pentru că plătesem în emisiune, nu am putut să-mi fac doar un retuș, trebuia să-mi schimb tot machiajul. Pentru ele este ceva amuzant. Mă rog. E amuzant să plângi că îți plângi vaca, da, este foarte amuzant. Amuzant, Silvia. Nu plâng, foarte amuzant. Ok. Gata. Da. Altă întrebare. Să înțeleg că n-ai trecut așa ușor peste episodul ieri, Silvia. Nu, nu, cum, Ilinca, acum, fără niciun fel de glumă. Deci n-ai cum să treci atât de ușor. Adică, n-ai cum să treci ușor peste atitudinea asta. Plângi acum, dar când cineva îți repune o întrebare, adică, băi, când plângi, plângi. Adică este mortuar totul. De la plâns până la replică. Nu poți să plângi. Și apoi când cineva te deranjează, eu și vocea se schimbă. Adică infecțiune, n-ai cum să treci de la o stare la alta decât dacă o joci. Eu și ai senzația plâng, că Iuliana joacă teatru? Da, atunci da, da. Adică o accelerează pentru că știe că dă bine. Eu știu asta. Ea este o fată sensibilă, nu contestă nimeni acest lucru. Asta se vede cu ochiul liber, deci nu trebuie să... Dar când o plusează, nu te mai ții. Plângi, dacă nu plângi acum iarăși. Hai, da, dacă nu plângi, nu e ziua. Ce-i? Trece joia mare degeaba. Eu uite cum plâng. Este... Eu plâng de nebunesc. Mi-e rușine de rușinea ta, Silvia. Hai, măi, Iuliana. Hai, te rog frumos, încetează cu chestiile astea. Dar ești o femeie foarte... Întreabă-mă de ce am ochelari, Linca, pe bune. De ce porți Silvia ochelari? În mijlocul zilei, nopții. De ce? Uite de ce iubești, uite de ce plâng. Dar ție îți place să pui așa paie pe foc în momentul în care se întâmplă vreo situație, Silvia? Ilinca, câteodată, da, îmi place, pentru că îmi place când se joacă teatru. Eu când văd că cineva joacă teatru, joc și cu el. Eu sunt solidară. Bă, eu nu pot să las omul singur. Bă, n-ai, adică, bă, tu joci, ce vrei să fac acolo? Să mimezi că vrut? Dom'le, fii acolo! Zice, adică, de ce nu? Uită-te la mine, uită-te! Cine și-a mai făcut aici machiajul ăsta? Cine? Bă, eu semn de solidaritate pentru că ține aia. Cu asta, pe asta, îmi pun ochelarii și vreau mă de ce mi-a pus ochelarii. Ținuta este una foarte mișto. Geanta cu pantofii nu i-aș purta. Dacă vrei să plângi, plângi, dar eu te las în pace data asta. Eu machiajul nu mi-l sting. Să fie clar data asta. Eu nu mai rezist. Îmi place foarte mult materialul compleului. Eu mi-aș cumpăra acest material să-mi creez ceva. Pentru că mie îmi plac astea lucioase și lurexule. Fără ce fel de glumă acum, da? Ideea este în felul următor. Putem să gustăm glume. Hai, voi puteți să faceți glume în culise. Puteți să aveți un simț al umorului extrem. De săvârșit, sunt Silvia, foarte amuzante fetele astea. Dacă mai comentezi astea, mult amuzante. Și nu respecti faptul că se vorbește, am să te invit afară din emisiune. Este foarte simplu. Cred nu că am mi-ar face bine asta. Permanență să fiu obligată să țip ca să fiu auzită sau să fiu luată în derâdere de cei de acasă pentru că încerc să vă potolesc tocmai în speranța că reușim să avem un dialog, că eu reușesc să vă întreb niște lucruri, că voi reușiți să răspundeți și că vă răspundeți una alteia. Vă rog din suflet. Repet, este în regulă să ne amuzăm, este în regulă să avem un simț al umorului extrem de dezvoltat, pentru că viața e frumoasă. Dar unii nu l-au. Vorbesc, Silvia, însă cu anumite limite, vă rog tare mult. Nu vă mai luați peste picior una pe cealaltă la acest mod, pentru că nu cred că este în regulă și nu cred că dacă lucrurile s-ar întoarce invers, ar fi în regulă. Ceea ce vouă vi se pare că este amuzant, poate altora li se pare dramatic. Linca. Da, Larisa. Uite, din punctul meu de vedere, eu știu că Iuliana de-abia a terminat un sezon și că este mult mai greu decât ne este nouă. Este una dintre finalistele celui de-al treilea sezon. Băi, eu am un copil la nevoie. Stai, 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 bun. Lasă-mă să-mi termin ideea. Bun, fiți atent de cum facem. Acum nu mai avem timp. Hai să discutăm despre asta dacă vreți în culise.
Și reluăm oricând discuția când va mai fi cazul. Deocamdată hai să vorbim despre ținută, Larisa, te rog. Mie îmi place foarte mult ținutata de astăzi. Mie îmi plac stilete în picioare. Nu știu dacă neapărat sunt potriviți aceștia, dar mie mi se par interesanți pentru că au acea prețioșenie la spate. Hai, da. Hai, dat-o pe asta. Da, mie îmi place cum se vede, sincer. Îmi place că porți acele coliere la gât, amestecat auriu cu perle. Îmi place cum arăți. Aș fi făcut altceva la păr, sincer. Nu am intrat la păr. Ce? Poftim? N-am înțeles. Am zis că nu am intrat la păr. De ce? Pentru că ați intrat voi toate înaintea mea. Nici eu n-am intrat la păr. Eu nu intru de 300 de două sezoane, nu mi-a făcut. Da, mă scuzați, eu nu sunt hairstylist, nu pot să mă fac singură. Eu mi-am făcut singură. Uite că se poate. Adică da, cred că poți să faci de la păr, Silvia, este foarte elaborat și foarte frumos. Faci același lucru și atunci mai dat. Uite ce altă chestie, Ilinca. Da. Mi-este clar că se precipită cumva lucrurile și mi-este clar că orice s-ar spune în acest moment nu facem decât să punem paie pe foc, lucru pe care nu-l doresc. Mai bine discutăm despre ținută cu jurații. Te rog, Iuliana. Au. A, dar e ceva bine. Fii atentă. Machiajul e foarte frumos. E foarte luminos. Și da, am venit cu binocloasă, special pentru tine. Mulțumesc. Nu-mi place că ai... Uimită, da. Prea multe accesorii acolo. Iar chiar dacă ai vrut să vii în zona outfit-ului cu lanțul acela, nu merge. Te-am văzut când ai defilat cu el. Este foarte, foarte ieftin. Care dintre ele? Ăla auriu. Sunt două auri. Amândouă. Am înțeles. Așa. Pantofii sunt ok, sunt frumoși, dar faptul că nu sunt simpli și că că au acele accesorii extrem de strălucitoare, nu sunt ok. Deci nu au nicio legătură. Mi-aș fi dorit să fi lăsat doar această salopetă sau sunt două piese? Sunt două piese. Aceste două piese care sunt drăguțe, sunt strălucitoare, sunt ok. Ai grijă întotdeauna, vă spun și îți spun și ție și le spun tuturora, cu lungimea, cu terminația pantalonului, dacă le luați sau le împrumutați, faceți ceva cu ele, că stau urât, ba stau evazate, ba stau, uite-te, în cazul tău, da, se ridică. Se ridică, ba, e ceva ciudat. Geanta e ok aleasă dacă ai fi ales și un pantof simplu. Și în rest, nici brățara nu-mi place foarte tare. Partea de aici e perfect. Mulțumesc. Iuliana de aur. Nu spun că îmi place ținuta de astăzi pentru că este aurie, ci pentru că, într-adevăr, îți vine bine. Așa cum a spus Cătălin, supraaccesorizarea aceasta trebuie foarte atent gândită. Trebuia adăugat, trebuia să alegi alte piese, dar e ok. Accesorii de pantofi și pantofii aceștia niciodată cu această geantă. N-am nicio legătură, decât geanta este mult prea mare. Decât dacă aveai varianta mică agenții. Da, pentru că geanta este mult prea mare pentru acești pantofi prețioși. Ori pantofii, ori geanta. Dar este un detaliu minor pentru ca să nu iau în considerare această ținută care îți vine bine, Iuliana. Bravo, felicitări și machiajul îmi place. Mulțumesc. Și ar mai fi o situație în care ai putea in extremis, dar in extremis, să porți geanta cu pantofii ăștia, dacă ai fi avut un costum masculin negru. Da? S-ar fi pierdut cumva în situație. Dacă aveai cămașa albă închisă până în gât, costum masculin negru, pantofii ăștia ca unică bijuterie, pentru că au chestia aia la spate și geanta, trecea cu vederea situația. În contextul acestei ținute, geanta trebuia să fie mică, varianta mică. Și mie îmi place cum îți vine ținuta, nu mi se pare că ai ales bijuteriile potrivite. Cerceii sunt ok, dar mă refer la brățară și la lanțuri. Eu aș fi lăsat fără, dacă mă întrebi, sau aveam, nu știu, un singur element, o chestie spectaculoasă la gât, că era crucifix, că era, habar n-am, un pandantiv 80 sau un lanț din zale foarte mari, mă limitam la chestia asta, dar una peste alta, ținuta este una ok. Mulțumesc! Calificativele voastre? Și aș vrea să le văd pe toate Ilinca, da, într-un remake după Agatha Christie. Să vină cineva să întrebe Custol Zetiara. Ar fi foarte greu să aflăm răspunsul la această întrebare. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Da, dar o să vedem la sfârșitul competiției cine va câștiga tiara. Bravo, ai stil, Iulia. Mulțumesc. Ce pantofi argintii frumoși. Aha. Ce broșă frumoasă.
Ce bluză albă cu pliseuri. Scuzați-mă. Scuză-mă, Elinca. Da, am spus ce aveam de spus mai devreme. Trec pe sub radarul comun. Ai stil. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Iuliana. Tocmai aici, în platoul Bravo Ai Stil, se întâmplă o extorsiune a unei coafiuri. Cine să fie, cine să fie, este Beatrice în persoană. Haide, draga mea! Beatrice, astăzi semănăm oare cum mi se pare. Eu sunt pe dreapta și tu ești tot pe dreapta cumva. Da. Credeți că avem o problemă? Nu. Nu. Botezatul ce zici? Avem o problemă că tu vezi lucrurile... Tu ești ok, bine, rău, Elinca. Eu sunt bine, rău, dar mulțumesc din suflet. Vorbim și despre Beatrice imediat, deocamdată aștept povestea. M-am făcut cu afeză, Elinca, aveam altă tu? Poveste, da. N-aș fi zis. Aveam altă poveste. M-am făcut cu afeză și uite, exersez pe mine cum se fac coafiurile, pentru că... Nu prea am cliente. Și nu știu, dar nu înțeleg deloc de ce faci acum, sincer, nu înțeleg de ce. Nu înțeleg de ce deloc. Și uite, eu chiar cred că sunt pricepută, nu? Da. Nu. Acum nu e bine să mințim tocmai în săptămâna mare. Lasă mai bine întrebarea rămâne retorică. Te rog frumos să spui adevărul, un pachetat frumos, că așa m-au zis că fii se poartă. Fii atentă, întrebă pe Larisa. Tu te-ai lăsat pe mâna ei? Nu. Eu sunt mai sinceră. Păi toate vreau să fim sincere. Nu, nu-mi place coafura, Betty, n-a ieșit deloc. A ieșit frumos, dragă. Ai ieșit că ești tu invidioasă, da. De tot. Știu că ești invidioasă, tu nu poți să te coafezi așa de aia, zici. Dar nu pot să mă coafez așa, dar nici nu vreau. Nici nu vrei. Hai că nu e atât de tragic. Dar ținuta? Ținuta... Îmi place și nu-mi place, îmi plac foarte mult pantofii. Botinele. Botina, dar ce, ai ochelari? Da, numai că din păcate m-am așezat cu fundul pe ei și credeam că sunt mai slăbuță. I-am crăpat. I-am crăpat puțin. Dar credeți că ești Betty? Deci chiar m-am așezat cu fundul pe ei și nu mai sunt în starea în care pot fi purtați. Dar hai să facem o încercare. Dar care e? Ce au? Nu, nu mai merg, nu mai merg, nu mai merg. Te-aș fi pus un ruj. Îmi place foarte mult cum e când ești machiată natural, dar și pus puțin ruj. Păi da, dar tu observi că eu am ochii machiați destul de accentuat. Nu prea se vede, să știi. Adică nu e un machiaj în ăla strident să țară în ochi. E... Deci te-ai fi accentuat și ochii și, și buzele. Da, da, buzele într-o nuanță de... Te-ai fi pus ceva roz sus și un sac colorat. Am înțeles. Da, niște culori la fel, pastelate. Da, am înțeles. Îmi place. Îmi place fusta și îmi place ideea ei, voia să zic. Da. La nebunie n-aș purta. Marisa? Mie îmi plac doar botinele. În rest mi se pare prea puțin. Chiar mi se pare prea puțin. Prea puțin. Tu spui asta, Marisa, într-o rochie. Da, eu spun asta și... Și tu vii într-o rochie destul de des. Păi, Betty, uite-te cum îmi stă păi, mie da, rochia. Păi și mie îmi stă, ia uite, dar mie îmi stă. Și mie îmi stă, scuze. Ce relevanță are cum îți stă? Păi m-ai întrebat că tu vorbești într-o rochie. Rochie. Da, da, au spus jurații de enori că de există multe rochie ori și rochie. Ai o rochie. Ai avut o rochie în pătrățele. Da, și astăzi am o rochie frânjurele. Și am făcut ceva cu ea, Betty. Nu este super că nu-mi place ținta ta. Nu mă super, dar vine destul de... Și să știi că fusta dubios sau... de la cineva care nu, poartă nu e dubios, o rochie. Că e ok, nu e foarte dubios. Trebuie doar să te înveți cu criticile. Nu e vorba de critică, e vorba că în momentul în care spui că e prea puțin, da, mă aștept ca tu să ai o ținută elaborată. Păi tocmai am luat trei steluțe pentru o ținută coerentă. Ca să poți să-ți permiți să-mi spui lucrul ăsta, Marisa. Da, da, trebuie să ai o țintă coerentă și da, chiar dacă n-aș fi avut o țintă coerentă, aș putea să spun părerea mea, zic. Sigur, cu toate astea și eu am dreptul să-mi spun părerea. Cu siguranță, dar eu încă n-am terminat de spus părerea mea, pentru că ai intervenit peste mine. Păi te ascult. Mulțumesc. Îmi place fusta sau rochia, cred că ai fi putut face ceva cu ea, nu știu, să pui în alt context. Aș fi pus tot un top în partea de sus, poate crop top și aș fi accentuat mai mult talia, nu neapărat cu o centură lată sau ceva, dar cumva să-ți vină... Să vină fusta mai pe talie, aș fi tăiat rochia, aș fi făcut o fustă și aș fi dat jachet, n-aș fi pus negru, cred, în partea de sus. Nu-mi place jacheta și maleta este... Cum este? Nu pot să zic că e urâțică, că e o maletă, păi dar nu... Păi nu este urâțică, n-ai cum să spui că e urâțică. Nu, sincer, nu-mi place ce-ai făcut. E chiar o maletă frumoasă. Sau poate nu-mi place jacheta, cred că jacheta nu-mi place, da. Nu, dar pare cumva maleta, pare... jos.
Vrei să dai jachetă jos? Nu, nu, nu facem exercițiul acesta acum. Pare cumva maleta într-o nuanță de negru. E ceva vechi. Asta da. Nu, maleta pare un negru care nu este chiar negru. Și pare un negru din acela uzat. Așa se vede de la depărtare. E tare curioasă la un moment dat. Dacă facem un exercițiu și vă pun pe toate în același timp, să comentați între voi o ținută pe care o vedeți în fața voastră. Cred că ar fi foarte amuzant. Foarte amuzant, cu siguranță. Și jurații cred că s-ar simți extrem de bine într-o postură de genul acesta. Dar deocamdată mai bine să ne mândrim cu cei al nostru. Hai în fața lor, Beatrice. Bună, vă rog frumos să nu spuneți nimic de coafură, că încep să plâng. Vă rog frumos. O să spun de rochie. Chiar mi se pare interesant modelul rochiei, cel puțin cât văd eu așa din ce se vede, pentru că ai maletă și jachetă. Dar eu aș fi purtat rochia aceasta cu o cămașă, jachetă, dacă vrei, neagră, din tiul transparent, cu structură și cu volum foarte mare, parte peste parte, pe care s-o strâng. Evident, să las liber zona decolteului. În momentul în care tu strângeai cu această parte peste parte, marcai foarte frumos și talia. Dar nu merge, iar niște Maurice, umeri... e roche pe dedesubt și are o formă care nu ar fi și mers cu... Și peste vin cu o jachetă transparentă din tiul, ca o cămeșoaie, ceva cu umeri, cu volum, cu structură, pe care o îmbrac peste și o strâng doar în zona taliei. Dar se vedea forma rochiei. Păi nu contează, asta e ideea, să se vadă forma rochiei și pe deasupra să am această chestie care transparentă cu volum. Dar care e forma rochiei, ca cu amor de curiozitate? E un pic inimioară, așa, nu, eu nu am văzut. Ceea ce spun eu este perfect pe deasupra. Da. Deci, nu ne repetăm. Această suprapunere de rochii. Deci ai o roche din tafta cu dungi pe vertical, peste care ai aplicat, mă rog, rochia este cu așa e, da, efectul ăsta de carouri. Este foarte frumos. O bluză din organza sau tot din tafta mare cu volum și this is it. Asta era tot. Părul, bagă-ți mâine în el, strânge-l ca și cum. Uite, nu pe bune, strânge-l cu mâinile. Nu. Strânge-l tot. Și partea cealaltă. Și partea cealaltă. Strânge-l și partea cealaltă. Într-un coc așa neglije. Uite, asta era. Al meu așa. Poclemă. Da. Vezi? Așa erai specială. Nu mă deranjează foarte tare că nu ai făcut ce ți-am sugerat noi, pentru că asta este. Îmi place și acea bluză, acel colorule. Geaca de piele mi se pare potrivită. Botinele nu-ți mai spun că îmi plac, l-am mai văzut și îmi plac în continuare. Mulțumesc frumos, Cătălin. Botinele îmi plac, nebunie, Beatrice. Toate piesele îmi plac enorm. Separat. Hai că nu ți-ai, n-ai mai auzit de mult pe asta, Beatrice. Că toate piesele îmi plac enorm, dar separat. Dar în cazul tău, n-am mai auzit de mult. În cazul tău, sincer să fiu, nu este o ținută slabă, dar nu e o ținută de genul celor cu care ne-ai obișnuit, Beatrice. Dar dacă nu e o ținută slabă, e interesant. Jacheta nu se potrivește deloc cu această fustă, deloc, niciodată, deloc. Este pe vechi rău de tot. Cine a zis de vechi? A zis cineva de vechi. Eu, da. Marisa. Păi da, e un pase, cum ar spune Maurice, pe vechi, cum ți-aș spune eu. E o combinație foarte depășită. Acum v-ați coafat la mine? Nu. Tot nu? Ba da, hai. Lasă părul, mai bine fii atent aici la calificative, Beatrice. Sigur. Hai să vedem mâine, Beatrice, astăzi. O ținută bună, fără stil. Aia e. Mie îmi place. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc, Raluca, mulțumesc, Maurice. Mulțumesc și eu, Beatrice. Și eu. Dar ce e cu toată zvârlela asta de haine pe tine? Cel mai posat dintre pământeni a trecut pe la mine. Beti, ești în regulă? Nu. Vrei să chemăm ambulanța, Beatrice? Chemăm ambulanța, Beatrice? Da. Chemăm pe cineva, sunăm, repede? Păi dacă zice, să o chemăm, o chemăm. Domnul Jura, Cătălin, știi că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, nu? Ce nume? Că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, știi, nu? Denisa? Da? Fă așa că nu te văd. Ce-i cu fumul acela acolo? Haide, Ilinca! Unde era, să vin? Vrei era să vin în atelier, eu să te ajut? Nu.
Dar? Am uitat puțin fier de călcat pe fustă, dar nu s-a întâmplat nimic. E, de unde? Era doar să nu mai ai niciun pic de ținută. Denisa, dacă vii cu un model de fier de călcat, să nu ne zici că așa ai vrut să faci styling. Păi cine a mai venit cu fusta arsă? A, da, da, și asta. Integrat fusta arsă, da, la tou. Bine. Ți-ai pus amprenta, să spun. Nu, am fost la o secundă, bine că am văzut. Era să era, o carbonizez. Era să o carbonizez. Dar știi care este regula de aur, nu? Nu. Niciodată nu lași fierul de călcat pe textură, pe haină, pe piesă. Păi nu era așa, Ilinca, fierul de călcat stătea așa. Da. Și am pus fusta repede și fusta am pus-o pe fierul de călcat. Am pus invers. A, și mai rău. Era mititel, nu l-ai văzut. Da. Nu-i problema. Dar vreau să știu cum stai și dacă e tot în regulă, pentru că mai avem o singură concurentă la defilare și urmez. Aoleu. Păi ar trebui să te îmbraci. Gata, încerc. Gata? Nu. Bine, Denisa. Sigur? Hai că te aștept în platou deocamdată. Cum, Silvia? Nu, voiam să spun altceva. Nu despre prezentatoare, că mi-a ieșit asta. Eu nu mint, eu doar o păcălesc. O induc puțin în eroare ca să o grăbesc. Știi că sunt bahalagioică câteodată? Nu aș folosi acest termen. Se potrivește. Referindu-mă la nici de binule câteodată. Una dintre voi, ba din potrive, aș spune că sunteți toate doamne și domnișoare extrem de stilate. Norocul că mă iubesc bahalagioii mei. Doamne, mâncă. Alina, ce ai de comentat? Însă că suntem niște doamne toate. Păi da, tocmai așa vreau să vii la defilare ca o doamnă. Deja sunt obișnuită cu șlagărele, Alina, mă bucur că le reauzim, mă bucur că ni le readuci tu în memorie și în platou. Pentru că am un playlist lung, cred că o să o tot țin așa până când o să ies din competiție. Problema că nu ne... Mai am vreo 4-5, vreau să spun un folder. A, de ce ai vreun feeling? Ai, tot timpul am feeling. Aoleo! Bine, mai bine spune-mi astăzi unde mergi, că discuția asta n-aș vrea să continui. O să fiu serioasă astăzi. Astăzi este Joia Mare. Când o dată la 7 ani, mie mi se întâmplă câte o minune. Așa m-a binecuvântat pe mine Dumnezeu. Anul ăsta, iar este un 7 ani. Așa că merg să mă întâlnesc cu mama și cu tata. Eu nu prea cer iertare că nu prea știu cum. Știi, eu sunt așa mai fandosită. Să le cer iertare pentru tot ce le-am făcut, dar nu înainte să-i cert. Bă, să-i cert. M-au educat și nu mi-au dat și mie doza asta de victimizare. Păi tata mie mi-a zis, mă fi demnă, mă dacă îți vine să plângi, mă zgâri pereții, smuși limba, nu te vede nimeni când plângi niciodată. Și eu am văzut că nu dă bine la public asta. Trebuie să mă reeduc la 30 de ani și vreau să-i cert. Bine, mi-a plăcut mult prima parte a poveștii, a doua am înțeles unde a bătut, dar... La mine. Hai să o lăsăm așa mai bine. Ah, n-am avut loc la păr. Plâng acum sau în fața juraților? Vedem noi, alegem un moment. Dar spune-mi altceva. Pe tine te copiază Larisa? Da, Larisa vine și spune așa, se așează la machiaj și ce? Fă machiaj ca Alina. Rujul Alina, ce ruș ți-ai dat? Vreau jurușul ca Alina, vrea copil repede ca al meu. Cred că o să vrea și bărbatul meu în curând. Doamne, trebuie să treci de mine, băi. După Silvia, da, da. Fac mișto de ea și spun mereu, machiez ca Alina, da, machiez ca Alina, da. Dar nu avem același machiez niciodată, evident. Ne, na, mai țin minte când ai zis mai la astea că nu ți-am dat rujul? Da. Păi, ți-am spus că se potrivea în ținută, dar nu mai crezi că vreau să te copiez. Și mi-a spus că vreau să-mi spună Cătălin că sunt fan fatal și apoi să plec acasă. Dar nu vreau. Nu vreau să fiu fan fatal la 21 de ani. Mai aștept. Băi, uite. Sau ca Silvia. Silvia, dacă Larisa mă copiază, te copiez și eu pe tine. Sau ca tine. Ești pe Maluma, mi l-a luat și pune la Insta Story. E cu tacul tău. Melodia mea, că am avut și o melodie. Am luat și eu, am ajuns cu tacul. Tu mi-ai dat tag asta, prima lumea dat tag. La duma le pune că l-am încercat. Cine n-a dat tag că nebunesc? Aoleu! Noi avem o glumă într-o de fiecare dată când mă pun la machiaj și ca să o enervez, că îmi place să o enervez, îi spun make-up artist, te rog, machiază-mă ca Alina. Te rog, machiază-mă ca Alina și Alina e aici. Te rog să nu machiez ca Alina.
Păi eu am spus că ca sunt trei tipuri. Alina, tip... eventual, ca să ne exprimăm. Ca pe Alina. Da. Mă rog. Și sunt trei tipuri de machiaj. Unu, Iuliana, doi, Marisa și Alina. Trei. Sunt trei tipuri. Când, eu când sunt acolo, zic, în toată competiția, machiaj, nu? Unu, frumusețe. Da. Machiaj, doi. Și mai ai mei ca patru, Silvia, horror. Da, eu, tasta patru. Tasta patru, ok. Da. Dar la casă programului. Al lui e mai nișat. Horror, thriller. Vezi? Da. Eu le spun că sunt frumoase și le mă fac horror. Dragilor, voturile mai jos. Machiajul, despre machiaj vorbeam. Machiajul port eu, nu poartă Moris. Sau Cătălin. Eu port eu. Alisez, a luat-o. Nici ea nu stă proastă. Hai, Marine. Și într-o zi o văd pe Alina cu rujul grena pe buze. Fix în ziua în care eu trebuia să pun rujul grena. Și zic, băi, Alina, ce crezi? Mie chiar nu trebuie rujul tău astăzi. Și Alina, a, că tu chiar mă copiezi. Și când ne-am în fața juraților, îți trebuia un ruj grena. Și era ceva de genul, Alina, vezi ce-mi faci? Deci nu, când vreau să te copiez cu adevărat, nu mă las și rujul nu... grena, Ilinca, este foarte greu. Este o combinație din trei rujuri. Ca să fac rujul grena e eu zic să-l patentez, Alina. Da. Ilinca, gâdile-mă ca să râd. De-aia voiam să trec mai departe, Moris. Iată că am simțit că ești foarte amuzat și nu-mi doream să caz de pe fotoliu. Deci ținuta numele noastre interne. Ținuta este o ținută alinistică, să-i spun așa. Îmi place faptul că ai acei pantaloni pe sub rochi și volumele sunt drăguțe. Ce e lanțul ăla? N-ai văzut tu lanțul? Nu, no, Larisa, ai ratat ceva la culise. Nu, n-am văzut, dar... L-am văzut eu, Alina. Nu mi se pare că se potrivește, sincer, în ținută. Este o ținută simplă. Este o ținută simplă, nu văd ce-i în picioare. Sandale. Sandalele acelea negre? Ok, dar pietrele acelea cu lanțul, cu geanta, mi se pare că nu se potrivesc. Ne. Deci lanțul cu sandalele și cu geanta, nu știu. Păi sandalele nu le vezi, Larisa. Păi, le-am văzut acum, nu? E important să văd ce-i pe dedesubt. Da. Da, și atât. Este o ținută foarte simplă. Are trei accesorii, din punctul meu de vedere, nepotrivite. Mulțumesc! Hai să ascultăm părerea juraților, care sunt undeva sub pupitru. Este în regulă, o să găsească... Da, ne ridicăm. Cercelul meu l-am pierdut. A, asta era. Suntem în regulă, Alina. Te așteaptă și îți oferă toată atenția lor. Te rog. Mulțumesc, Linca. El Dorobanțu. Așa. Era feblețea mamei mele, apropo de mama. Am înțeles, Alina. Nu sunt modernă cu un singur cercel. L-am pierdut pe celălalt pe sumasă. Nu am cum să-l caut acum, pentru că trebuie să fim atenți la ținuta ta. Din ținuta ta îmi place la nebunie lanțul de la gât. Doar care e legătura cu lanțul de pe dintr-o parte? Este doar un lanț așa care se potrivește cel care l-ai pus pe parte? Nu, este un accesoriu cu totul, cred. E un accesoriu și bine, tot accesoriu acesta îmi place la nebunie. În rest, de bălăzarea asta nu-mi place deloc. Dar ce e cu toată zvârlele asta de haine pe tine? Am vrut și eu să încerc altceva, Raluca, pe bune. Puteam să vin iar cu un palton sau cu un costum, că se poartă, adică, sau cu rochie, e ok. Bine, poți să încerc asta. Încerc altceva, adică... nu trebuie neapărat să fim paltoane fiecare dar zi. Ne-a rugat Morisa, dar săptămâna viitoare să avem trei piese. Unu, doi, da, trei piese bine alese, Alina. Astea sunt aruncate din tramvai. Căzute și prinse în viteză. Nu știu ce să zic. Mie îmi place așa cum arată. Într-adevăr, nu e o ținută de All Stars, dar e o ținută rafinată. Un pantalon frumos care cade frumos dintr-un material de calitate. O bluză la fel de frumoasă dintr-un material de calitate. E adevărat, Raluca, că nu e pe stilul tău, dar e ceva rafinat. Accesoriul acela mare care se sigur de pe stilul ăla e divin. Mie mi se pare că tocmai accesoriul, scuză-mă că te-am întrerupt, Cătălin, mi se pare că tocmai acel accesoriu nu funcționează. Nu. Cu partea de sus, adică mi se pare că ar trebui să-l pună în evidență, să folosească pantalonul și acel accesoriu, să-și pună o maletă și ceva pe cap, da, foarte frumos. Păi nu, că fii atentă. Pentru că mi se pare că le-ai ucis pe toate. Cămașa asta are ceva. Piesele toate sunt frumoase, dar mie... E mai bine așa? Nu este că nu-mi place, Alina. Nu, ce-i Shaolin? Este că pentru a scoate un optim din fiecare piesă, trebuie să o pui în valoare, știi? Bine. Iar tu, toate se canibalizează între ele. Eu am considerat că ținuta este prea simplă. Da, dar accesorul nici nu se vede. Băi, asta e ideea, să se vadă. Da, nu trebuie, știi că eu sunt de această premisă. O chestie maximă, pentru că nu e cazul. Exact. Acum, repetăm, nici nu... promovăm aură reală și exact, sunt de acord cu tine, toate perfect. Rongănelele pe noi, promovăm și rafinamentul.
Sunt de acord. Eu. Numai că atunci, în acest caz, nu ar și mai fi avut deloc. Și calitatea produselor și calitatea materialelor. Exact. Că dacă ar fi atunci să nu mai promovăm asta și să vedem cum vin fetele la anumite ținute cu produsele moimite, făcute, neterminate, atunci le-am dat, nu le-am mai dat nicio steluță, cel puțin eu. Dar ești de acord că ar fi fost mai bine fără acel accesoriu? Nu. A, îți place cu accesoriu și cu da. Ce poartă? Da. Păi, dragă, n-ar fi avut nimic. Pantalonul e foarte frumos, nu mi se pare că vine foarte bine. Sigur că puteai să pui o cămașă albă, puteai să pui o maletă neagră, puteai să pui orice cu acest pantalon ca să-i se vadă forma. Dar culmea, vrei să spun ceva, mie îmi place tocmai fluiditatea ținutei. Mi-a plăcut și mie cu materialul. Îmi place pentru că tu, fiind înaltă și având această siluetă, chiar îți poți permite să porți tipul acesta de bluză cu tipul ăsta de pantalon. Mie îmi place, e fluidă ținuta, cu afiura e cea potrivită. Dacă tu ai fi avut body chain-ul ăsta foarte la vedere, mie mi se părea mai previzibil. Îmi place că în momentul în care mergi, asta fiind fluidă și se desface, nu știu ce, văd un lanț care nu mă prinde exact ce, pentru că de-aia am întrebat, e insotilie, păi se vede doar din părți. Într-o prima fază am crezut că ai un colier și că lanțul ăla este separat. Nu, se prelungește și mie nu-mi displace deloc ce ai făcut azi, îmi place această fluiditate, mie îmi place ținuta. Calificative atunci. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Moris. Nu ai Alina astăzi. Iau, Raluca, și în primul sezon am pățit așa de la tine, pățit asemănătoare, da. Da, am riscat, îmi place foarte mult cămașa și puteam să pun cu pantalon scurs de jeans, cumva, mi-avea. Nu, nu? Ok. Așa am vrut să pun inițial. Da. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Cătălin. Mulțumesc și eu, Alina. Vă mulțumesc și eu. Bine, eu cred că aveți covrigi sub birou, dacă mă întrebați pe mine. Că nu-mi dau seama ce tot faceți pe jos. L-am găsit. Bine, uite, eu vorbesc cu telespectatorii și voi mai puteți căuta. Dragilor, vă reamintesc și astăzi faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile online pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gală de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Silvia, da, ești gata? Da. Dar tu, Denisa, ești gata? Da. Nu încercați asta acasă. Da, Ilinca. Ești aproape gata și tu, da? Da, da. Mai cald puțin. Bine, perfect. Vedem noi ce iese la final. Silvia, hai la defilare. Bun găsit, Silvia! Bun găsit! Da, machiajul este unul special astăzi și ținuta, de ce nu, dar povestea? E un pic o mărime mai mare, dar pentru că mi-a plăcut foarte mult cămașa. M-am sesizat, parcă din gură treci peste. Parcă joc cu Ruibi, dar este cămașa aia? Da, da. 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 Așa, mi-am deschis magazin. Se cheamă Mahala Joya. Mahala Joya este un concept, cred că nemai întâlnit în lume, să fiu sinceră, pentru că n-am auzit până acum. Mi-a venit pe loc acest concept într-o zi de mai. Eram eu la o bericioaică cu niște prietene, citeam o revistă de asta de modă super așa. Da, și zic, combinația e fatală. Fii atent. Este așa, o vitrină mare, da. Înăuntru, tapetată cu un tapet în roșu, alb și albastru. Aha. Semi-transparent. În această vitrină este o vitrinică mai mică în care eu intru în fiecare zi. Am program 2 ore pe zi pentru că sunt foarte solicitată. Și ce fac acolo? Ce faci acolo? Ei, fii atent. Stau eu așa frumos și pentru toți posacii ăștia din lume. Da. Eu am, păi hai, stai, eu sunt posac azi. Eu fac lumea să râdă. Să râdă, să dăvălească pe jos, să-și pună semnul de întrebare, să mă facă toate... Dovedește-mi, sunt posacă, uite ce trebuie să sunt. Povestesc și noi suntem posaci. Într-o zi, cel mai posac dintre pământeni m-a vizitat. Posaci? Posaci! Am înțeles, postaci! Ai măi! Nu, posaci, triști! Posaci. Cei mai posaci pentru că eu sunt Mahala Joya. Așa? Așa. Așa, știi, vorba aia. Și eu atunci, într-o zi a săptămânii, într-o joie, la orele 15:33 de minute a trecut cel mai posac dintre pământeni, domne, și mi-a zis ceva... De lacrimi, așa mi-au apărut pe obraj. De sânge a zis. Nu pot să vă spun emisiunea, altă emisiune.
pentru că este mult prea... Deci inclusiv pe tine, care ești veselia întruchipată, te-a făcut... Da, să plângi. Interesantă poveste, recunosc. Cea al tău e pus deoparte, Silvia. Măcar am ascultat-o până la capăt, cu interes că n-am știut care va fi. O să vă spun și ce a zis. Deznodământul. Aștept. Larisa? Îmi place ținuta Silviei de astăzi foarte mult. Cred că cel mai mult, mi se pare că este ținuta care o caracterizează pe Silvia cel mai mult. Mi-o amintesc pe ea în primele ediții din sezonul nostru, la fel cu ciocate și jeans, și tocmai de asta o văd pe ea în ținută. Bineînțeles că aș fi ales alt machiaj, evident. Păi, Larisa, dacă a trecut omul ăla pe lângă mine și m-a făcut să trăiesc niște sentimente, cum ai putea tu să-mi spui că eu, dacă eu am trăit niște lucruri, sunt irreversibile chestiile astea, tu nu vrei să înțelegi? Doamne, că, băi, dar nu se poate. Uite, așa ceva. Uite, îmi pun ochii, Larisa, nu-ți mai văd machiajul. Da, este incredibil. Oh. Dar, în schimb, ținuta mi se pare superbă. Îmi place foarte mult cămașa asta din jeans, este specială, nu este orice fel de cămașă din jeans. Denim. Scuze, Moris. Îmi plac ciocatele la nebunie, știu că le-ai vopsit tu așa. Și suprapunerile astea de dungi și care îmi place foarte mult. Aș purta ținuta, Andreea, bună. Mulțumesc, Larisa. Marisa? Mi-a zis ieri o prietenă că s-a deschis un magazin și iartă-mă, te-am trezit din somn. Pentru... Nu, era Ilinca. Nu, mă răzgâiam Ilinca, nu. Nu, cum să-mi fie somn la emisiunea aceasta superbă și amuzantă? Da, nu știu, de asta mă întrebam. Nu, îmi spunea ieri o prietenă că s-a deschis un magazin nou și că pentru prima oară a văzut că nu intră nimeni în magazinul ăla. Și acum se află că era magazinul Silviei. Publicitate! Reclamă! Așa, dar ținuta? Dar ținuta îmi place foarte mult. Chiar îmi place mult, îmi place tot. Și pentru prima oară când îmi place că și-a pus și machiajul într-o poveste. Altfel aș fi spus că a stricat ținuta cu machiajul, dar s-a legat de el și am înțeles. Ia și uite, doamne, cel mai posac dintre pământeni a trecut pe la mine. A înțeles, asta zic, am înțeles povestea. Eu știu că am înțeles, dar îi mai explic încă o dată. Nu știu că am înțeles din prima. E perfect. Asta. Mulțumesc tare mult, fetelor. Are Betty ceva. Stați puțin. Betty, ești în regulă? Nu. O doare ceva acolo. Betty, ești în regulă? Nu. Ce-ai pățit? Stai, mă. Are niște junghi. Aoleu. Dați-mi o sticlă cu apă. Vrei să chemăm ambulanța, Beatrice? Nu, am avut un junghi îngrozitor. Efectiv, nu mai puteam să respir. Mai ia puțină apă. Chemăm ambulanța, Beatrice? Da. Chemăm pe cineva? Sunăm, repede? Da. Hai să chemăm, vrei? Nu știu, stați un pic, că poate revin. Doamne, am avut... o durere de cap. Dar cum ți-a trecut? S-a mai calmat. Nu am putut să vorbesc și să respir. Stai liniștită, doar că ne-am speriat foarte tare. Bea puțin apă. Mai bea un pic de apă și respiră pe nas așa și dă pe gură. Respira adânc. Nu vrei să ieși puțin afară? Ba da. Hai afară, hai la aer. Te-am învățat? Poți să mergi? Păi dacă zice, să o chemăm. I'm okay. Mersi mult. Mi s-au mai întâmplat junghiuri, dar nu așa. Ești bine acum, da? Da. Mai simt așa pe tensiune, dar nu mai e junghi sau ceva. Doamne, mă scuzați că v-am speriat. Matrix! Eu te-aș ruga să nu fii impertinentă. Te rog să încetezi. Nu, acum plec pe bune. Te rog să încetezi. Nu, chiar plec. Bine, hai. Domnul Joacătării, știi că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, nu? Ce nume? Că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, știi, nu? Beatrice, din păcate, i s-a făcut puțin rău, dar acum se simte mult mai bine, are nevoie să stea puțin la aer și cu siguranță că își va reveni. Mulțumim, Cătălin. Cred că și Beatrice îți mulțumește și o vă face cu siguranță când se va simți puțin mai bine. Hai să revenim la ale noastre și să vedem cum se descurcă astăzi Silvia în fața juraților. Bonjour, dragă!
Bonjour. Știu că mașa este superbisimă. Știu și cureaua de asemenea. O ai de la Nenta cureaua. Ținuta este impecabilă, Silvia. Ai că nu cred. Este impecabilă ținuta, e foarte frumoasă. Inclusiv mixul de printuri. Sunt două rochii, știi că le-am pus așa pe aici pe la... Da, mixul de printuri e foarte reușit. Această cămașă din denim cu gulerul ăsta fetițistic, școlăristic, de exact tușa de care avea nevoie genul ăsta e ținută. Și cureaua de asemenea, care și ea e o piesă. Mulțumesc. O ținută foarte bună. Mulțumesc. Dragă, n-am ce să comentez, poate doar să trec cu ce ești încălțată. Jocate. Mi-am făcut foarte frumoase. Că n-am avut altceva, nu am. Nu ai săraca de tine. Piesele sunt am acces la foarte multe piese afară... de ultimă oră. Da, ai doar acces. Sinceră să fiu, ai acces la foarte multe piese, piese pe care le-am revăzut, pe care le văd numai în prezentări, dar pe care tu le combini foarte bine. Felicitări, Silvie. Mulțumesc. Da, mai multe piese suprapuse, mă imite, cum știi tu mai bine, stilul tău, o cămașă așa cu tentă de mușchetar, foarte frumoasă, accesorii frumoase, dar același stil pe care îl recunosc și pe care îl văd tot timpul la tine. Ce ca și o ținută mai... Calauntre. Calificativ atunci. Și tot așa, nu prea înțeleg. Adică am înțeles din poveste machiajul, dar nu-i văd rostul. Că... Cum? Am înțeles din poveste machiajul, dar nu-i văd rostul. Trebuia să faci tu ceva ciudat. Cătălin? Să fii mai special. Iar ești foarte... Nu. Mai special decât că cel mai posac dintre pământele a trecut pe lângă mine. Eu cred că s-am fost ăla. Da, și eu voiam să zic. Păi nu ești posac. O să vezi. Calificativ. Dacă așadar... îmi dai iarăși pe cuvânt fără stea doar pentru că n-am un machiaj special, dacă nu mi-am pus glitter pe cuvântul meu de onoare, eu mâine vin elegantă. Nu știi. Ai zis. Simplă. Și vin simplă. Vezi, binoclul ăsta în mod normal îl folosesc pentru apropiere. Pentru tine îl folosesc pentru distanță. Vreau să te văd mai departe. Matrix. 1. Hai. Ai avut o atitudine destul de nepotrivită față de colegele tale. Și vom începe cu taxare. Deci nu mai vreau atitudine... Te rog să încetezi. Te rog să încetezi. Dar nu mă cumple pe bune. Te rog să încetezi. Bine, hai, plângi. Deci, nu mai dorim un astfel de comportament. 2. Telefonul tău, chiar telefonul tău a fost pe masa noastră, lucru care iară trebuie taxat. Proporție de 10%, aștept mult mai mult de la tine din punct de vedere stilistic, pentru că ești cam pe aceeași temă. Domnul Jura Cătălin, știi că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, nu? Ce nume? Că în viață cu ce plătești, cu aia se plătește, știi, nu? Nu înțeleg. Așa, ce dai, aia primești. Aia, ce dai, aia primești, nu? Păi și ce, dacă nu-ți dau steluță, ce? Nu o n-o să primesc o stea? Eu am spus o vorbă. Păi nu știu, nu înțeleg tâlcul. Explică-mi. Păi, tu înțelegi mai târziu. Păi explică-mi. Într-o altă ediție. Păi nu vreau acum să mi-l explici, că eu știi că... Ce primești, ce dai, aia primești. Păi dacă dau steluță, primești steluță. A, stai că am înțeles. Primești steluță. Eu nu, dragă, nu, ce ea. Da, am înțeles. Este referitor la ce s-a întâmplat în gala trecută. Nu se va mai întâmpla, stai liniștită. Nu, vreau să-i spun pentru o altă viitoare emisiune, când o să mă roage să fac ceva la trei, o să fac ceva pe dos. Poftim? A, bine, fă ce vrei, doamne, Silvia. Păi Silvia, faci pe stilele tale. Adică nu o să fac ce o să-mi sugerezi tu. Dar poate nu o să sugerez eu, poate sugerez Moris. Sau poate sugerează Raluca sau Iulia, ce te faci? Eu ți-am spus. Ce te faci atunci, bravo. Bă, bune, deci poate nu o să fiu eu. Nu, îmi se pare că ești prea dur și prea spus. Dar nu sunt dur cu tine. Sunt dur cu tine că ți-am spus că ți-ai lăsat telefonul pe masa mea, în fața nasului meu aici. Nu, mi se pare că vrei să mă pui într-o lume proastă în fața fanilor mei și fanii mei nu o să mai dea like-uri și nu o să mai pot să fiu acum un top. Acum vorbești serios? Da. Hai să spun altceva apropo deci de chestia asta. Deci lăsăm gluma la o parte. Astăzi n-ai stil pentru ce ți-am spus. Bine, Ca să nu plâng. Care e diferența între tine, care te-ai supărat atât de tare pe Cătălin? Nu m-a supărat, Raluca. Și Iuliana, care a plâns. Dar nu m-a supărat asta, eu fac și eu, nu. Cum să mă supăr pe așa ceva? Hai, îmi place foarte mult ținuta, atenție la comportament, cum ți-a spus Cătălin. Bravo, ai stil. Dar în viață ce de-aia primești? E, hai, termină Potolește-te cu alte cuvinte, cu... atenție la neatenție. A... Da? Pe stelele tale te are, Silvia. Mulțumesc, Silvia. Mulțumesc și eu. Da.
Da, e clar că amenințările, între ghilimele, se țin lanț și cur... Ah, și pe mine m-a amenințat Silvia? Nu. Eu ce am făcut? Se făceam ghilimele. A, între ghilimele, da, se țin lanț în platou. Sper că Denisa ne va ameninți, ne va lovi așa din plin cu o ținută extrem de bună. Hai să te vedem, Denisa. Surpriză, ia uite, de ce facem exerciții? Să mă tonifiez. Acum te-ai gândit să îngrași iepurașul înainte de Paște? Să-l slăbesc. A, să-l slăbești, da, da. Nu știu dacă ai nevoie pentru jobul pe care urmează să-l ai, dar uite, poate ne spun fetele dacă e potrivită ținuta. Marisa? Îmi place în partea din față, îmi place cum îți marchează talia și cum îți vine salopeta. În schimb, pantalonii mi se pare că e făcut cam largi totuși pentru picioarele tale. Nu, eu am vrut așa largi, sincer. Poftim? Eu i-am vrut așa de largi. Vrut da, eu aș prefera să nu fie atât de largi și îmi place din față cum se vede, deși ai așa o stofă de instalator. O ce? Îmi place din față cum se vede, deși ai o stofă de instalator cumva, dar la spate efectul creat nu mi se pare cel mai... În spate? Da, nu mi se pare cel mai potrivit, sincer, și nici măcar cu aceste încălțări. Trebuia să păstrez încălțările, cromatic, materialul arată foarte ideea, bine și foarte bine ce avem în atelier. Nu, nu știu, dar trebuia să păstrez încălțările și să creez ceva care să meargă perfect cu încălțările, da, în primul rând. Și am creat. Și mie nu mi se pare că se potrivește... Este părerea ta. Da, părerea mea, sim, normal. Adică apreciez ceva din ținută, dar nu mi se pare... Am înțeles. Foarte bună. Silvia? Eu stau și mă uit așa partea de sus cu partea de jos. Mie, în general, îmi place că Denisa dă viață unor ținute pe care eu, de multe ori, să știi că nu le-am văzut atât de bune, precum l-am văzut stimabilii jurați. Însă recunosc cu tărie că sunt piese pe care ea le poartă ok și interesant. Cred că partea de sus nu mă topește pe mine, însă mie îmi place de la brâu în jos foarte tare ce a făcut. Ce anume din partea de sus? Chestia asta, știi, topul. Cred că decolteul ăsta așa nu mi-e stilul meu. Aș fi vrut să fac altfel de decolte, da, nu am putut, pe tip dar corset cu balene, dar nu aveam. Mie îmi place foarte tare materialul pe care l-ai, mie îmi place cum ai pus această centură, fust o centură, mie îmi place, da, cu pantoful cum vine, cu ochelarii, la fel, mi se pare, în primul rând, mi se pare că e o ținută originală față de ceea ce văd în general aici în atelier. Încerc să fac ceva decât și o rochie cu ceva, ceva. Altceva, nu știu. Mulțumesc. Eu propune un look altfel. Perfect. Hai să ascultăm părerea juraților. Da. Te rog, Denisa. Mulțumesc. Bună, eu în primul rând aș vrea să o întreb pe Iulia ce a vrut cu gulerul ăla, sau dacă ești mulțumită. Că păi acela nu este un guler, nu este prins, puțin, de restul, nu este prins de restul materialului. A, tu ai înțeles să spui un guler pur și simplu? Așa mi-ai desenat, Iulia. Nu, draga mea, ți-am spus să ai și un guler și să completezi partea de sus. Nu, ai zis să-ți faci o cămașă sau spui un guler sau altceva. Da, asta înseamnă că sau... păstrezi partea de sus, adică tu nu ai înțeles absolut nimic. Am înțeles. Da, nu, mie nu-mi place ce a ieșit. În primul rând, mi se pare că dintre toate ținutele pe care le-ai făcut în atelier este de departe cea mai slabă. De ce cea mai slabă? Cum aș fi putut să merg acolo cu materiale din atelier, sincer? Iar gulerul nu l-aș fi pus în mod evident, dar mi-ai zis să-l pun. Măi, Denisa, cred că aveți destule materiale în atelier, ca să nu vă mai plângeți. Cromatic se potrivească, nu? Cromatic se potrivesc acestea pe care le-ai ales. Nu neapărat în dozajele pe care le-ai ales tu și nu neapărat în această formă. Iar faptul că ți-ai făcut o salopetă urâtă cu o salopetă... o fustă pe deasupra, nu înseamnă că ai făcut ceva. Mulțumesc. Nu mi se pare că e o salopetă deloc urâtă, iar toate concurentele care au făcut o roche și doar cu tema care li s-a spus, mi s-a dat o temă foarte începe, largă. Acum începe, nu, nu, nu începe. Partea aceea. Nu, chiar deloc nu începe, da, partea hai aceea. Să începem. Nu mi s-a dat o mânecă sau ceva pe care să o respect. Mi s-a dat o temă. Da, a fost aleatoriu. Eu am încercat să-ți dau libertate, pentru că am observat că tu ești mai creativă atunci când ți-a dă puțină libertate. De data asta nu este cazul. Bine, nu puteam merge ca reporter la Fashion Week oricum îmbrăcată, că un reporter la oameni e foarte simplu îmbrăcat. Păi tocmai, mie mi se pare că este complet inutilă acea
fusca pe care și-a atașat-o. Ai văzut, vă doar salopeta aia. Păi, dar putea să facă mai multe alte lucruri. Stați o secundă ca să înțelegă și cei de acasă. Asta e o temă foarte generală, totuși. Da, Moris, asta nu se Alexandra Golovanov, care este un cel mai bun reporter de fashion, nu se îmbracă în rochii couture când ia interviuri, adică de multe ori este mult mai îmbrăcată decât cei care participă la Fashion Week-uri. Televiziunea franceză vine în jeans, într-un tricou și într-un basket. La extreme. Nordicii nu mai vorbim, adică produs, nu există un... Acest produs nu este bun de purtat nici chiar din punctul meu de vedere. Asta e altceva. Eu am setat această temă, iar din punctul meu de vedere nu ai respectat-o, Denisa. Ok, de acum, nu știu, aș ruga, dacă se poate, să mi se dea o temă o mânecă eu sau ceva. Eu te-aș ruga să nu fii impertinentă. Nu, dacă se poate, am întrebat. Că, dacă se poate o mânecă, să știu să o respect și eu. Pentru că, de cele mai multe ori, când ai ieșit din acel atelier, ai avut ținute foarte bune, da, așa că nu ești în postura în care să te plângi. Nu mă plâng, zic să mi se dea ceva ca să respect o mânecă. Tu i-ai spus un guler și ai urcat-o foarte tare, pentru că n-avea de ce să-l prindă. În momentul în care ți-a spus să faci o salopetă... I-am spus să renunțe la acest decolteu. Și unde punea gulerul? La cupe. Era întreagă, dacă ar fi fost întreagă în partea de sus, nu ar fi avut acel decolteu. Dar ar fi fost o salopetă întreagă și cu mâneci? Eu ar trebui... Atunci aici e sudor, pe bune. Mai este părerea voastră, este tema pe care eu am dat-o astăzi și... Eu consider că nu a respectat-o. Bine, da, normal. Bine, dar nici noi nu putem să fim în capul tău să știm ce... Nu, dar voi nu puteți să fiți temă... în capul meu, dar spuneți voi dacă vouă vi se pare o ținută corespunzătoare. Nu, n-a fost o temă clasică în care spui faci mâneca Morlan, faci rochia cu tare. Eu nu dau teme clasice pentru că eu consider că ale noastre concurente nu au cum să aibă cunoștințe. Ba, ce n-au făcut până acum? Fără ajutor n-a putut niciuna. Păi și tu ai ajutat-o pe ea. Da, dar eu nu i-am dat să facă o rochie de un anumit tip. Am rugat-o să facă un produs derivat noi dintr-un dorim alt produs. Ca, în momentul în care pleacă de aici, să plece cu un bagaj foarte ampul de cunoștințe și în acest domeniu. Cătălin, eu sunt de acord cu tine. Rolul tău este să le dai astfel de teme. Nu, sunt de acord cu tine, Iulia, dar tu ai încurcat-o, în ghilimele spus, puțin cu acel guler și pe noi, pentru că nu știm ce ți-ai dorit tu. Și cu toate astea, având în vedere că suntem, în momentul în care suntem la Bravo I Steal All Stars, consider că... ar trebui să facă toate față acestor provocări. De acord cu tine, ok. Din punctul meu de vedere, în afara gulerului pe care nu-l înțeleg, eu cred că e un produs ok, lucrat cât de cât în atelierul nostru, care este restricționat din punct de vedere mașini de cusut și materiale. Da. Este ok, ai ținut cont, cromatic este perfect, ai ținut cont de acele botine superbe din dotare. Ce să zic? Mulțumesc mult! Pe mine m-a încurcat acum, eu nu știu ce a avut Iulia în minte când ți-a dat tema asta, dar mie nu-mi place produsul, produsul pe care l-ai făcut, nu-mi place, nu e genul meu, nu cred că te-ai prins surprindere treaba asta, pur și simplu. Da, și nu știu, sunt conștient de asta. Dar nu, plus ceva de zi, cromatic, chiar a fost o temă destul de largă, n-a fost ceva, o mânecă, un guler, o ceva. Nu te văd așa îmbrăcată la niciun fashion. Eu mă văd, sincer, nu mi se pare ceva curaznic, chiar mi-mi place ce am făcut, sincer. Da, problema mea nu este asta Fashion Week, ne-Fashion Week. Mie îmi place cromatica ținutei și îmi place ce materiale ai ales. Nu-mi place, în schimb, salopeta. Nu mi se pare că-ți vine ție bine. Îmi place ideea de pantalon larg, mai masculin, tip workwear, cu acest tip de fustă pelstelcă plisată, dar nu mi se pare că îi asigură o continuitate partea de sus și mie nu mi se pare că se potrivește foarte bine cu tipul acesta de botină, cu tipul ăsta de gheată, care e destul de greu de pus în compoziție. Ea venea foarte bine cu ce ai avut când ai venit la defilare până să ți-a dat tema să intri în atelier. Da. Nici eu nu mă consider foarte mulțumit, nu prea înțeleg ce-i cu gulerul acolo, partea de sus nu prea pot să o leg de restul, glăjbelii. Da, deci așa un care merită trei calificative. O boșolcire, de fapt. Mulțumesc. Ei, pentru prima oară, scuzați-mă că vă spun, când eu dau tema, dat și Mori și așa mai departe, eu poate puțin mai mult mă pricep pentru că stau în atelier. Sunt pus într-o dificultate pentru că e o concurentă care a muncit, care a fost în atelier, dar care pierde pe mâna uneia dintre noi. Nu vorbesc de tine acum, că nu vreau să te acuz. Noi suntem colegi și cu asta basta. Dar nici n-am luat-o ca pe o acuză, doar că... Dar a fost încurcată și nu pot să-i dau stea, pentru că a fost încurcată. Piesa n-arată...
Nu arată ce trebuie, dar... Dar dacă ție îți place, tu poți să-i dai Bravo Stil. Nu. Cătălin, dacă ție îți place piesa asta, nu, poți să-i dai Bravo Stil. Concurenta, Denisa a muncit foarte mult, am văzut că a încercat să facă altceva. Toate concurentele muncesc. Acel guler, care dacă acum îl scoate și așa mai departe, nu are rost, a venit cu el. Și dacă îl scoate, ce se întâmplă, Cătălin? Rămâne o salopetă. Majoritatea au făcut o rochie cu o mânecă mai largă. A, iar încep comparațiile. Păi, da, așa okay, e pentru prima oară când ne asum să spun că pierzi pe mâna altcuiva, n-ai stic. Da, nu e ok. Îmi pare rău. Mulțumesc, Denisa. În aceeași măsură aș vrea să o invit pe Beatrice alături de noi. Știu că te simți mai bine, mă bucur să aflu asta. Te invit și pe tine la locul tău, Beatrice. Mulțumesc mult. Ești în regulă, da, Beatrice? Mi-am mai revenit, da. Mulțumesc. Perfect, mă bucur tare mult. Bun, hai să tragem linie și să vedem ce am făcut astăzi, fetelor. Cu bune și cu rele, situația se prezintă în felul următor. Linca. Doar două concurente, tot număram și parcă nu venea să cred. Doar două concurente au primit astăzi punctaj maxim? Marisa și Iuliana, atât? Ridicați-vă, fetelor! Iar Denisa este singura concurentă care nu a primit nicio steluță din partea lor. Iulia? Astăzi vom lăsa lucrurile așa cum sunt. Ah, uf, am trecut și de acest hop. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc, fetelor! Vă mulțumesc și vouă, celor de acasă, evident și colegilor mei. Știu că aveți multă treabă, mai ales tu, Raluca, trebuie să faci... Mă duc, Regin! Da, curioasă, tu le pui în vopsea sau le încondeie sau ai vreo tehnică să... Iertați-mă, stați că vorbesc eu cu Raluca imediat după aceea. La pauză, spor la treabă, dragilor, în continuare vă doresc și nu uitați că mâine ne reîntâlnim tot aici, evident pentru o nouă lecție de stil. Seară bună!